Ați participat săptămâna trecută la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic al Ministrilor de Externe NATO, cum spuneați. Una din deciziile adoptate la summitul din Țara Galilor se referea la oferta României de a găzdui un comandament NATO, o decizie care urma să fie evaluată la acel moment. Între timp ați înaintat, am înțeles personal, această ofertă. Ne puteți spune despre ce e vorba, în ce constă ea? Nu este vorba despre înaintarea personală a unei oferte, este vorba despre o propunere pe care autoritățile române, atât Ministerul de Externe, dar mai ales Ministerul Apărării Naționale, care în acest moment are în gestiune această chestiune, au realizat-o în mod firesc în continuarea deciziilor pe care summitul din Marea Britanie din septembrie l-a luat. Și trebuie să reamintesc aici faptul că la summitul din Marea Britanie, decizia care a fost luată în urma situației de securitate din Ucraina, din regiunea Mării Negre, a fost aceea de a, pe de o parte, spori măsurile de asigurare sau reasigurare, cum se mai menționează ele, și de asemenea de a lua o serie de măsuri de adaptare. În ce privește măsurile de reasigurare, la această reuniune ministerială NATO de săptămâna trecută de la Bruxelles, miniștrii de externe aliați au decis continuarea acestora în anul 2015 și e vorba aici despre exerciții în logică de tip articol 5 ale aliaților în teritoriile statelor din flancul estic, inclusiv din România. E vorba despre continuarea zborurilor cu acele avioane tip AWACS, care continuă și deasupra României. E vorba despre alte măsuri care țin de prezență, de exemplu, navală în Marea Neagră. Și aici, sigur că am discutat chiar și eu cu o parte dintre omologii mei în întâlnirile bilaterale din marja ministerialei NATO de externe cu privire la necesitatea continuării acestor măsuri. În ce privește măsurile de adaptare, aici cel mai important document și cea mai importantă măsură luată la summitul din Marea Britanie a fost adoptarea acestui plan de acțiune pentru creșterea vitezei de reacție a alianței, Readiness Action Plan. El prevede, pe de o parte, crearea unei forțe de reacție rapidă, care se cheamă Very High Readiness Joint Task Force, și a unor elemente de sprijin pentru această forță de reacție rapidă pe teritoriile statelor din flancul estic, statele alianței din flancul estic, inclusiv din România. Și există o prevedere în acest plan care menționează că și în România se va crea un astfel de structură de tip comandament de comandă și control. Și, evident, am făcut această ofertă, autoritățile militare române au făcut această ofertă către Secretariatul Internațional, către autoritățile militare ale NATO, și în acest moment această măsură este în curs de discuție, de implementare la nivel aliat. Decizia finală se va lua la reuniunea ministerială a miniștrilor apărării ai NATO din februarie anul viitor, practic reuniunea ministerială de externe de săptămâna trecută, având rolul de a evalua stadiul în care ne aflăm. În intervențiile pe care le-am avut și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO, care a fost o discuție foarte substanțială, am subliniat importanța ca aceste măsuri adoptate la summitul NATO să fie implementate în termenele care au fost convenite la summit și în așa fel încât să se asigure această prezență în mod uniform și în același timp pe tot flancul estic, inclusiv în România. Și am primit asigurări că acest lucru urmează să fie avut în vedere, așa cum de altfel s-a decis la summit. Deci va fi o continuitate a prezenței forțelor NATO în zona Mării Negre? În zona Mării Negre, dar și nu doar naval, ci și din alte, cu alte componente de forțe. Dar aceste lucruri sunt în curs de realizare, în curs de aprofundare la nivelul militar în cadrul alianței. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa.